Anca. De azi aveți, pentru că e joi, un nou serial la antenă, ați văzut din toate promourile. Evident, ne facem datoria de colegi și povestim primul episod înainte ca să... Nu, glumesc. Ioana, Ana și Ștefan au venit să ne spună despre ce este serialul și cât de repede s-ar putea să ne prindă, cum au făcut-o și altele. Bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Bună dimineața. Pentru că trebuia să fii și un actor frumos în film, bineînțeles, iar eu nu am răspuns. Alexandra, îmi pare rău, cred că mă sunați pe numărul de serviciu. A apărut Ștefan. Uitați-vă la el, acest Massimo de România. Mă enervează total. Are și 1,89. 1,89! N-am mințit niciodată cu privire la 1,90. Am spus mereu 1,89. Da, e și mai ușor de ținut minte ca prețurile la magazin. Da. Ioana. Da. Dacă ar fi să vorbești cu un prieten, nu că am fi prieten. Așa. Și ai spune că de seară joci într-un serial. Despre ce îi spune că e serialul? I-aș spune că este un serial despre relații mai puțin autentice, despre relații cu care ne întâlnim în fiecare zi, cu toții, relații de iubire, relații de ură și așa mai departe, dar niște relații care nu sunt autentice. Și aș îndruma pe oameni și pe telespectatori să se uite la serialul nostru pentru că vor avea posibilitatea să vadă cum să-și creeze o relație autentică. Ana, câți ani ai? 22. Te pup în film? Nu atâta vreau să știu. Da. De multe ori? Da, da, destul de multe ori. Am observat că în România datoria actrițelor tinere să fie pupate. Ați văzut? Cum e una mai tânără, hap o bagă pe alea mai trecute de un 30 sau 40. Zic, nu, scenarist! Să știi că noi avem discuții pe set, chiar o întrebam înainte de vacanță dacă mai poate. Ok. Și dacă nu s-a plictisit de atâta pupat. Deci am simțit... Da, nu e ca și cum asta e singura datorie, adică... Nu, nu, am multe alte lucruri de făcut. Glumit, din glumit. Punctul meu de vedere, nu ne pupăm îndeajuns. Nu. Îndeajuns. Da. Am înțeles, s-a dat casting și de pupat sau doar replici? Ca să știm... adică v-a pus la casting. Da, a fost și pupat, da. Da, a fost, da. Bun. Da. Și acum tu, Ștefan, poți să te ridici, te rog? Sigur. Eu și Ștefan mergem la casting. Da. Și suntem la intrare. Da. Avem fiecare scriptul, nu? Textul, la casting. Textul, da. Îți dă un text? Cât, da. cât o pagină, jumătate de pagină? Depinde, au fost mai multe. Mm-hmm. Da. Și mergem, intrăm într-o încăpere și citim. Inițial suntem mai mulți actori care vrem să luăm acest rol. Da. Și am fost cam 12. 12, da. Da, și erau dimensiuni într-adevăr diferite, da. Da. Erai cel mai înalt? Nu. Ba da, cred că eram cel mai înalt. Ok, okay. Deci ca la femei, cea cu sânii cei mai mari, ia rolul. Bun, da. Bine. Și te duci într-o încăpere cu niște oameni, ia loc, te rog, da. Să mă retrag aici, că tai cadre. Și te pui pe un scaun. Da. Și ce-ai făcut tu ca să o pupi pe Ana? Uite, de exemplu, na, poate a fost și Cosmin Sele și la casting, nu știu niciodată. N-a fost. Păi s-a săturat să tot meargă, vă dați seama. Și ai citit? Ce am făcut eu la casting? Da. Păi primul lucru pe care l-am făcut, am ajuns în fața clădirii, am lovit mașina, pentru că aveam emoții și mi-au dispărut simțurile și am făcut într-un... Serios, da. Aveam okay. foarte mari emoții. Și dacă nu luai, îți dă seama că nu luai nici banii pe bară. Adică, da, exact. E pe ușă, e pe lateral. Am lovit într-un stâlpișor. Iar apoi, al doilea lucru, am salutat un prieten care este actor și cu care fac sală. Și când l-am salutat, efectiv, mi s-a bâlbâit vocea. Mi-a zis, salut, ce faci? Și dacă la salut ce faci un prieten n-am fost în stare să vorbesc, m-am retras din încăperea respectivă și m-am dus undeva și am citit textele alea până când am intrat în încăpere. Și când am văzut-o pe Ana, efectiv m-am liniștit, pentru că cumva... Vă mai pupaserăți. Nu ne cunoșteam, dar am simțit o chestie de liniște. Și de fiecare dată când mă pierdeam și o priveam în ochi în timpul castingului, mă linișteam. Sorin, eu l-aud pe Florin, să știi, indiferent ce zice de mine, eu am 1,76 în pașaport. Bun. Întrebarea mea este, că sunteți de meserie, tu când te duci la casting, te duci pentru un anumit rol sau ai șansa să fii... Tu te-ai dus să fii morcov și pici porumbel? Adică se mai poate întâmpla și treaba asta? Se poate întâmpla, da. Categoric, dar te duci pe un rol țintă. Te duci țintit? Da. Deci Ștefan s-a dus, eu vreau să pup o fată. Mă rog, nu asta e rolul lui. Frumosul serialului, nu? Că avem frumosul, rău, avem personaj negativ, bănuiesc, unul sau mai mulți?
Ei, aici e foarte... De asta spuneam că e vorba despre relații. O să fie foarte interesant pentru oamenii de acasă să-și aleagă ei personajul negativ. Ok. Pentru că e ca în viață, adică cu toții avem ceva bun în noi, dar și rău. Corect. Știi tu emblema noastră cu îngerii? Da. Îngerul negru, îngerul alb? Da. E în fiecare din noi. Okay. Acum depinde pe care vrei tu să-l accesezi. Vreau doar să spuneți pe cine să urăsc, că la fiecare serial, noi babele de pescar trebuie să urăm pe cineva. Nu-i așa? Și de obicei e moldovean, că nu zic mai mult. Da, mă rog. Bun. Dar de leancă am noroc. Începem în seara asta 20:30. După pauză vreau să vă invit la un joc. Nu putem povesti aici filmul, dar uite, tinerii care poate nu au 1.89 vor și să înțeleagă cum este să te duci la un casting și să-l și iei. Pentru că și așa se spun atâtea lucruri despre filme din România, că toate rolurile sunt luate de Andy Vasuleanu sau, mă rog, Dragoș Bucur. Bucur, da. Mă rog, nu mai e chiar așa. De ce? Pentru că ei s-au apucat și de altceva. Dar am și eu șansa mea. Luăm o scurtă pauză, ne vedem în câteva minute.